Da. Neață. Cea mai simplă rețetă de waffle. Este ora 10 și 5 minute. Așa m-am pus să fac niște waffle pentru că este duminică. Bună, eu l-am mâncat prima. Și cea mai simplă rețetă de waffle, v-am arătat mai înainte rețeta, dar e faza că nu trebuie să o mesteci la tel, pentru că nu e bună ca să o faci cu telul, o faci cu mixerul. Cu ăla. Stai că nu. Ăla. Mixer. Știi ce face mixer? Așa, și faza că îți trebuie, mai recitesc o dată rețeta, 400 de grame de făină, 430 de lapte, 3 ouă, 30 de grame de zahăr, praf de copt, sare, 125 de grame de unt topit, esență de vanilie, zahăr vanilie. Eu n-am pus așa ceva. Da, tata, bai. Și deci, o, ce frumos e. Superbă! Hai, ne facem alta, Nichi. Înainte de a zice rețeta. Și nu știu cât de bine reușesc să filmez. Așa. Mie le place să nu fie toate, să fie așa într-un zigzag. Închis capacul. Gata vafă. Cred că trebuie să aștepți la vafele astea un minut. Cumva să stai aici și să le verifici. Să fie culoarea asta super mișto, un auriu. Bine, nu, să nu puneți mult, că dacă pui mult, atunci nu îți iese cum a fost și cu prima. Da. Cum a fost cu prima waffle care a ieșit culoarea mișto, dar n-a făcut pe interior. Ok. Deci, prima chestie, cum am mai zis, nu bați cutelul pentru că nu te ajută cu nimic. Am mai făcut săptămâna trecută sau alaltă, nu mai știu când. Am avut iară poftă de waffle, că o cumpăra Monica de la ceva magazin. Și erau bune și mi-a trecut și mie prin cap, hai să fac și o waffle, că ce pui mie, facem waffle. Și faza este că am făcut și am amestecat totul cu telul. O reșit lăsate. Am pus cu, am amestecat cu mixerul tot procesul, așa, și super pufoase, super faine. Bun. Rețeta e așa. Mai întâi trebuie, bine, am făcut astăzi am făcut din 5 ouă. Am uitat să zic o chestie. Ok, deci dacă aveți aparat ăsta, eu l-am găsit la un moment dat, i-l luat din Lidl, nu știu dacă e dicea din Cehia sau din România, nu mai țin minte exact. Deci, trebuie să fie la 3. Dacă e la 2, aștepți prea mult. Dacă e la 3, e potrivit și ți le face pufoase culoarea aia. Dacă e la 4, ți le face mai repede, dar s-ar putea să nu fie gata. Așa că eu tot timpul le țin la 3. Bine, fiecare, dacă tu vrei să le faci scrum la 5 și carbonizate, poftă bună, la revedere. Ok? Și cred că după un minut, sau nici un minut, uite aici. Bine, încă am spălăcește culorile, dar asta este. Gata! Vafanculo. Uite-ci. Superbă. Cea mai bună activitate de duminică, să faci wafe. Ok, pentru că voi ați, ok, deci pentru că voi ați văzut doar rețeta. E faza că nu pui nu pui toate cu asta, că am sfârie pe aici. Nu pui ingredientele după cum îți trece ție prin cap. E faza că vin ouăle după aia. Deci ouăle întregi, că am văzut altă rețetă care pune ouăle separate. Nu te chinui așa, e cea mai simplă rețetă. Hai maxim 5 minute. Uai, gata toate dacă ți-ai... Dacă ți-ai terminat... cum naiba? Dacă ți-ai pregătit dinainte ingredientele. Nichi, tași puțin? Tași puțin, aliniște, mersi. Papa, măr, mersi. Ok. Încep o dată să zic, deci pui 3 ouă, 4 câte vrei, după aia pui zahăr, așa zahăr, le amesteci bine bine cu mixerul, nu cu telul, nu. Deci rețetă rapidă, cu mixerul tot, după aia pui ulei, dacă vrei să pui unt, pune unt, pentru că zicea cineva că dacă pui unt topit, îți iese mai moi, eu n-am timp să stau să topesc unt, pun ulei, e exact aceeași chestie. Pui ulei, după aia pui făină, amesteci, ți s-a făcut un, ca un fel de aluat, ai pus lapte, ai amestecat,
Și dacă vrei tu să mai pui esență de vanilie sau zahăr vanilat. A, și praf de copt. Să nu uit de praf de copt. Eu am pus un plic întreg care se pune, cred că la jumate de kil. Cred că din jumate de kil am pus eu. Deci toate astea le amesteci și totul este bine. Le-ai amestecat dacă e prea tare. A luat-o, mai pui... Cum naiba? Mai pui lapte, așa. Dacă e prea tare, mai pui făină. Mie mi-a ieșit între, așa că am pus și lapte și făină și totul este bun. Cea mai bună rețetă ever. Vă mai arăt odată rețeta și enjoy. Deci, asta nu e bună, asta e bună. Cum am mai zis, 400 vin 3, deci cumva vine așa. 3 ouă, pui zahăr, după aia vine uleiul. Așa, sare, praf de copt, zahăr, ce este asta? Făină, lapte, esență, bla bla bla. A, ce proces. Uite aici, ouă întregi, zahăr, unt sau ulei, praf de copt, sare, făină, lapte. Exact așa. Am uitat că am filmat partea asta. Deci, exact așa. Uite așa, frumos și simplu. Cea mai simplă rețetă de vafe. Care la mine se face, opa, scrum. Hai să schimbăm. Uite așa. Scuze că dacă toți aude că-mi trag nasul, dar sunt... Îmi curge nasul, că într-o veselie. Deci, să aveți un din ăsta pregătit cu puțin ulei. Ungeți marginea, nu știu, odată la 5-6 vafe. Și atât sus, cât și jos. Pui ăsta înapoi. Deci aluatul cam așa trebuie să fie. Eu cumva, nu știu dacă se vede bine, dar e faza că e o leacă cam gros și mie nu. Cum vreau să fac mai multe dalea, o să mai pun puțin lapte și îl mai lungesc. Așa și așteptăm să nu mai curgă, să nu facem dure. Și un mic cerc. Eu am dat asta la unul că domnul fuge la mamii lui, care cealaltă cameră care doarme. Așa, asta acolo, închidem capacul și așteptăm. Cum am mai zis, nu trebuie să stai mult la ele. O să dau pe roșa pe spate, că altfel zboară pe aici. Nu trebuie să aștept mult la ele. Cred că până să prinde asta de două ori, verde, ceva de genul. Bine, eu nu stau să verific așa, că știu că se face cumva mai repede. Dar ca să fii sigur, nu pune nici mult aluat. Și cea mai bună rețetă. Atât. Scuze. Cea mai bună rețetă de vafe. Cea mai bună rețetă de vafe rapide. Ceva de genul. Ok, sper că... Copilul meu stă în geam. Nu știu că e minunat. Niki, ceau. Știu care... Stai să facem o poză de prezentare. Facem vafe duminică. Gata. Sper că ți-am fost de folos. Mai filmez încă o dată rețeta la final. Cred că e filmată de 3 ori. Dar cum am mai zis? Mai filmez o dată rețeta la final. Mai explic o dată. Și stai o zi faină, o zi duminică faină și... Încearcăm rețeta. Bine, nu e a mea. Dar cumva seamănă cu rețeta de clătite. Ceva de genul. Și în timp ce vorbeam, iată. Uite, deci cât e de umflată și cât de bine arată. O mai las câteva secunde și gata. Ok, o duminică faină și o zi uimitoare. Bye. Cum am mai zis, e bye bye, dar înainte filmez rețeta. Să aveți încă o dată asta. Deci, ingrediente și mod de preparare. O întregi, nu le mai separați, e rețetă rapidă. O întregi cu zahăr, cu unt sau ulei, praf de copt, sare, făină. Am uitat să scriu zahăr. Sorry, zahăr și lapte. Și, da, și esență de vanilie sau... esență de vanilie sau zahăr vanilie. Și nu uitați să puneți praf de copt, e cel mai important. Ok, atât, o zi faină. Păi, de ce nu o mânci? Papă, papă, tata. Tu ce aștepți? Aștept să-ți mai dau alta? Dos. Ce? Dos. Dos milioane, da. Dos. A.
Hai, du-te și papă. Să mai punem lapte aici. Să facem mai multe vafe, bine? Cuzina a făcut într-o veselie. Mai punem lapte, amestecames și gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea. Așa, frate. Uite. Ne mai punem lapte, că e prea. Să reușim să facem lapte, tata, lapte. Să reușim să facem vafe pentru tot blocul. Ok, bye bye.